Pompierii protestează față de profanarea memoriei colegului lor, eroul Ivan Nogailuk, căzut la datorie. Câteva zeci de salvatori care au participat la lichidarea incendiului devastator de pe strada Auzinilor au manifestat în fața postului de televiziune Jurnal TV al mafiotului fugar Victor Țopa. Asta după ce în emisiunea Ora de Ras, cei doi moderatori au luat în derâdere munca pompierilor și și-au bătut joc de drama familiei salvatorului care și-a pierdut viața. Cu pancarte în mâini și în tăcere, pompierii au stat câteva minute în fața sediului Jurnal TV pentru a le transmite angajaților să înceteze să-și bată joc de durerea salvatorilor. Am venit cu toți colegii aici pentru a ne exprima regretul că atât numele colegului nostru, eroul nostru care a decedat în incendiu devastator de pe strada Auzinilor, a fost folosit într-o emisiune de satiră. Colegul nostru și-a dat viața la datorie pentru întregul popor. Suntem foarte indignați că a rămas ca la noi în țară o emisiune de satiră, tema discuției, adică în cea emisiune să fie decesul pompierului, colegului nostru, deoarece aceștia sunt cei băieți care au activat nemijlocit în focar și la incendiu de pe strada Auzinilor. Nu era cazul ca să fac satiră pe cazul nostru. Un alt pompier, Dmitri Polșcin, a scris pe o rețea de socializare că Serviciul Protecție Civile și Situații Excepționale a pierdut un coleg care a salvat oameni, iar cei de la Jurnal TV au batjocorit suferința familiei eroului. De asemenea, pe rețelele de socializare a fost inițiată o petiție prin care se cere ca cei de la Jurnal TV să fie sancționați. Moderatorii emisiunii Ora de Ras au făcut abstracție de durerea familiei și au prezentat cazul eroului Ivan Nogailuk într-un mod satiric. Mai mult, aceștia au ironizat faptul că tânărul pompier avea de returnat un credit pentru locuință. Erou, nu mă faceți! Vreau creditul eu! Îl pot întoarce, așa doar mi-ar place. De bani să ai parte, noi trebuie, frate, să ne târâm în coate, să ardem, să ardem cu tot. Cheianu și Durbală au criticat decizia guvernului Filip de a-i acorda ordin post-mortem pompierului erou, dar și donația făcută familiei salvatorului de fondatorul fundației Edelweiss, Vlad Plahotniuc, în sumă de 300.000 de lei. Eu știu că de seară la știri un bandit cu bani o să apară, o sponsorizare. Guvernul probabil gândește medalii, dar eu în mormânt. Administrația Jurnal TV nu a răspuns la telefon pentru a comenta situația. Ivan Nogailuk și-a pierdut viața în incendiul devastator din 11 noiembrie. Tânărul salvator avea 28 de ani și a căzut în gol de la 3 metri înălțime din cauza vizibilității reduse. Corpul său a fost scos pe brațe de camarazi. Eroul a fost petrecut pe ultimul drum cu onoruri militare. Nu este prima dată când în fața sediului Jurnal TV sunt organizate demonstrații. În vara acestui an, mai mulți locuitori ai orașului Orhei au protestat după ce jurnaliștii de la Jurnal TV au folosit calificative ofensatoare în adresa lor. În emisiunea Ora de Ras, orheienii au fost numiți rătăciți și idioți pentru că au manifestat cerând eliberarea primarului de Orhei. Rușine! Rușine! Rușine!